Conservarea biodiversității. Resursă educațională dedicată clasei a 8-a. Biodiversitatea sau diversitatea biologică cuprinde varietatea genelor a speciilor, aici incluzând și subspeciile, rasele și diverse variații adaptative ale plantelor și animalelor, dar și varietatea ecosistemelor care constituie viața pe pământ. Parcul național se întinde pe o suprafață relativ mare, prezentând mai multe ecosisteme sau chiar complexe de ecosisteme care nu prezintă urme de alterare. În parcurile naționale sunt interzise tăierea copacilor, exploatarea minieră, vânătoarea, pescuitul sau pășunatul animalelor domestice. De asemenea, nu este permisă practicarea agriculturii, construcția de locuințe, linii electrice de înaltă tensiune sau practicarea comerțului. Nu se permite nicio activitate desfășurată de om care ar putea conduce la ruperea echilibrului ecologic. Rezervațiile naturale reprezintă teritorii în care sunt ocrotite prin lege întregul cadru natural sau anumite exemplare de plante, animale, zone geologice sau paleontologice. Rezervațiile naturale se pot împărți în rezervații complexe, rezervații floristice, rezervații faunistice, rezervații geologice, rezervații paleontologice și rezervații speologice. Bujorul românesc, floarea de colț, capra neagră sau delfinii din Marea Neagră reprezintă doar câteva specii ocrotite de lege în țara noastră. Organizați o excursie sau o vizită într-o grădină botanică, o grădină zoologică, într-un parc sau într-o rezervație naturală. Documentați-vă și prezentați în fața colegilor câteva informații despre o plantă sau despre un animal ocrotit de lege. Spor la lucru!